5 societăți comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea, prelucrarea și comercializarea de materiale lemnoase, 4 din zona Broșteni-Crucea și una din Sadova, au fost verificate între 25 septembrie și 5 octombrie de inspectorii Gărzii Forestiere Suceava, alături de lucrători din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Scopul a fost acela de a verifica informații de nelegalitate a unor aspecte, dar și de a verifica unele nereguli care au reieșit la controle anterioare. Verificările nu au rămas fără aplicarea de sancțiuni. Au fost date 14 amenzi pentru expedierea și comercializarea de materiale lemnoase fără proveniență legală în cuantum de 42.000 de lei, iar 85,93 de metri cub de lemn de lucru și foc în valoare de 11.350 de lei a fost confiscat. Mai mult, cu ocazia verificărilor din zona Broșteni-Crucea, au rezultat indicii conform cărora unele firme nu au încheiat contracte pentru transport de lemn cu terțe societăți comerciale care au prestat acest serviciu.